Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România anunță că în anul 2017 se vor inaugura 47 de kilometri din autostrada Transilvania. Proiectele tehnice și autorizațiile de construcție pentru un nou lot de 37 de kilometri între Târgu Mureș și Câmpia Turzii vor primi în perioada imediat următoare aprobarea CNADNR. Autoritățile susțin că 47 de kilometri din autostrada Transilvania vor fi inaugurați anul viitor, potrivit capital.ro. Autostrada Brașov-Borș, tronsonul Târgu Mureș-Ogra, lot 1, este în relicitare. Am transmis anunțul la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, așteptăm validarea documentației, după care urmează relicitarea lotului. Tronsonul Târgu Mureș-Ogra, lot 2, în lungime de 10,1 kilometri, este în execuție, iar stadiul fizic în acest moment este de aproximativ 7,5%. Pentru tronsonul Ogra, Câmpia Turzii urmează avizarea proiectelor tehnice de către Comisia Tehnico-Economică din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, au declarat oficialii CNADNR. Cele trei loturi de aproximativ 37 de kilometri sunt în perioada de 4 luni de proiectare. Oficialii CNADNR mai spun că odată cu avizarea proiectării celor 37 de kilometri de autostradă între Târgu Mureș și Câmpia Turzii, aceștia vor obține acordurile de mediu și autorizații de construcție. CNADNR a împărțit cei 56 de kilometri de autostradă între Târgu Mureș și Câmpia Turzii în 5 loturi, iar firmele care au câștigat contractele au oferit prețuri de sub 5 milioane de euro pe kilometru.